numesc Ștefănic Nicolae, sunt absolvent a Universității Tehnice, Facultatea Calculator Informatic și Microelectronic, specialitatea Robotică și Mecatronică și teza mea este vehicul autonom AUGROBOT. Am avut diferite ieșiri în țară, la diferiți agricultori, să vedem care este problemele lor și, da, într-adevăr, una din problemele lor era că nu este suficientă forță de muncă, oamenii nu prea sunt de acord să iasă în câmp și să cheltuie ori în șir. Ca o idee a venit să facem noi un robot care va înlocui forța umană, să fie o forță robotizată. Dacă noi vedem aici, în spate este o zonă în care el deja poate fi pus diferite extensibile și deja o să facă diferite manipulări cu solul. La dânsul încă o să mai fie o setat diferite camerele care va trebui să detecteze care este problema, care este gradul de afecțiune, care este, sunt plantele care ar trebui să fie nimicite și dependent de ce acțiune. Dacă o să avem aici o extensie care va însemna diferite culturi, atunci robotul doar o să meargă pe un câmp agricol și doar va pune sămânța. Dacă este pus în funcțiune nimicirea diferitor rădăcini nedorite sau a diferitor burienilor, atunci se pune o altă extensiune care o să treacă pe la fiecare cultură sau pe la fiecare copac și o să analizeze, să vadă ce anume trebuie să fie nimicit. Când am făcut, și-mi spune, un studiu de caz sau research și la noi în Republica Moldova s-a mai creat ceva în comun, domeniul IT și agricultură, nu prea au fost găsit multe anume referitor la un robot autonom. Și am hotărât să fac un boost, să dau o încercare. Și la un moment dat am ajuns cu un proiect care potențial are un viitor și mai mare.